Prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dialoguri, iar astăzi îl am ca invitat pe un sociolog. Este vorba despre domnul Vitalie Sprânceanu, un om mai deștept decât mine și probabil mai interesant decât mine. Domnule Sprânceanu, bine ați venit și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit. Acum, după așa o descriere, simt o mică presiune. Uitați-vă, ca să nu ne complicăm, eu de obicei am obiceiul ăsta să întreb invitații dacă pot să mă adresez la Pertu, ca să nu... Da, eu credeam că asta am stabilit-o înainte de emisiune. Perfect, atunci să începem. Eu voiam să începem un pic discuția cu subiecte așa mai de ordin general, dar am analizat un pic profilul dumneavoastră de Facebook și am văzut acolo că militați pentru anumite cauze, pentru anumite, sau nu că militați, dar susțineți anumite evenimente care se petrec în țara noastră. Și din păcate o să vorbim despre cazul fetiței Ana Maria, adolescentei care a fost ucisă într-un mod de neimaginat. Și am văzut că ați mers și în Piața Mare în Adunări Naționale într-un meeting de susținere pentru femeile din întreaga țară. Ați și scris postări despre asta. Ce ați simțit? Cum s-a simțit societatea după această tragedie? Eu personal m-am simțit inițial contrariat și deși cumva la facultate de sociologie am avut cândva un curs de, să zicem, criminalistică, deși toată cunoașterea, toată experiența pe care o acumulasem la moment îmi sugera că cumva cazul încheiat într-un fel tragic, totuși mai speram că ăsta va fi o excepție. Că uite, ceva s-a întâmplat și fata a reușit să scape, a reușit să evadeze, poate a fost altceva, de fapt n-a dispărut, n-a reușit să ia contactul, dar evident, pe măsură ce timpul trecea, îmi dădeam seama că șansele pentru o asemenea situație de excepție sunt nule și am fost oripilat, șocat, ca toată lumea am discutat cu multă lume. Asta a fost în ultimele două săptămâni, cred că a fost tema centrală a discuțiilor mele cu prieteni, cu prietene, cu bărbați, cu femei, cu apropiați. Întâmplarea face că suspectul principal este din, să zic așa, din satul vecin. Deci, chiar dacă nu-l cunosc personal, într-un sens, am crescut într-o comunitate similară și când se întâmplă o chestie ca asta, te întrebi, dar bun, poate omul avea, el are niște dereglări sau ceva, poate ceva nu e în ordine la el. Dar te întrebi, e doar el sau și comunitatea, adică cum a putut până acum, până la vârsta asta să trăiască, să fie relativ ok sau normal, cum zicem noi, deși acum din presă mai apar tot felul de istorii din viața acelui om care sugerează că a avut niște recidive și... Că, da, mă rog, asta nu... Dar nu au fost confirmate. Nu au fost confirmate. Noi acum, evident, este un fel de psihologism leacă ieftin, gen, hai să vedem în toată biografia lui, în copilărie, undeva, unde era semnul care îl anunț pe el că era ucigaș. Dar eu mă aștept într-un caz ca ăsta și cred că asta mă motivează acum. Evident, noi nu putem întoarce pe Ana Maria Gujan înapoi, din păcate. Și cred că cea mai bună, nici nu știu cum să zic, cel mai bun lucru pe care o putem face în memoria acestei femei și în memoria altor femei, chiar azi erau niște audieri parlamentare pe tema asta și am auzit o cifră. Anul trecut 24 de femei au fost omorâte. Nu într-un mod similar, dar 24 de femei au fost victime ale violenței domestice și au decedat. În 2022, 22 de femei. Deci în fiecare an putem să zicem sunt zeci de femei care suferă, care mor, sunt mii de alte femei care suferă violență. Da, și deci ce putem face cel mai mult în memoria acestei femei, în memoria altor femei și ca asemenea cazuri să nu se întâmple, este să cerem transparență maximă pe caz, să cerem responsabilitate maximă de la autorități și ca persoana care a... Și, deci pe lângă faptul că persoana trebuie să-și primească
pedeapsa proporționat cu gravitatea crimei, cred că trebuie să găsim modalități de a face modificări la modurile în care aranjăm noi viața asta noastră comună, legislative, la nivel de educație, poate, ca asemenea cazuri să nu se mai întâmple. Deci e o barbarie. Deci asta e Ana Maria, și iarăși, eu nu vreau să întinez memoria ei vorbind despre femeia asta cu treabă și fără treabă, dar cred că eu sper foarte mult că vorbesc cu toată considerațiunea, ea e doar, într-un sens, exemplu vizibil al acelei violențe zilnice, cotidiene, care se întâmplă în toate cadrele, și în rural, și în urban, și la cei bogați, și la cei săraci. Această violență pe care femeile din Moldova o suferă în mod regulat. Această violență este, îți tind eu să cred, preponderent sau mai vizibil în mediul rural, acolo unde multe femei aleg să nu meargă la poliție, pentru că știu cazuri și nu unul din experiență proprie în care femeile au ales să nu meargă la poliție ca să nu aibă probleme cu soțul sau concubinul sau partenerul de viață, ca acel partener în ghilimele de rigoare să nu aibă probleme la rândul lui cu poliția, să nu fie încarcerat, să nu fie amendat și așa mai departe. Deci, revenim la ceea ce ați zis, eu cred că asta e și mai important, educație. E educație pe care ne-o formăm și să avem ideea asta de a învinge frica, pentru că sunt niște frici care ne sunt închipate că dacă, spre exemplu, o să-l las sau o să-l dau la poliție, o să fiu numită, o să fiu, nu știu, analizată sub tot felul de aspecte, o să fiu blamată de societate pentru că l-am lăsat pe bărbat. Schimbarea socială e o chestie extrem de complicată și evident o mare parte a schimbării se datorează, de exemplu, educație. Atunci când vrem să obținem o schimbare socială, putem să începem să învățăm oamenii comportamente noi. În același timp însă, să aștepți de la indivizi că se vor schimba fără a adapta sau ajusta și contextul, de exemplu, instituțional, este tot o problemă. Pentru că, legat de asta, foarte multe femei ar vrea să reclameze sau spărască, cum zicem noi, să reclameze pe soțul violent la poliție, vine poliția și, de exemplu, refuză ordonanța de protecție. Sau vine poliția și zice, nu vă pot face nimic, eu pot să interzic lui să vină acasă să te vadă, dar n-am unde îl caza. Deci el vine tot acasă, că n-am cum să instaurez și cu atât mai mult să fac această interdicție să funcționeze. Deci eu cred că avem nevoie de schimb la toate nivelurile. Evident, în parte de educație, cred că asta nici nu se discută. Și mi-a părut într-un fel, și îmi pare rău, că instituțiile care cumva au greutate în domeniul educațional au cam tăcut pe acest caz. Eu nu am văzut comunicat la Ministerul Educației, deși victima, Ana Maria Guja, era student la Colegiul Pedagogic din Orhei, deci Ministerul Educației putea să vină cu reacție. Eu n-am văzut reacții la celelalte instituții care, cu treabă și fără treabă, se pronunță asupra moralității și educației. De exemplu, bisericile. Mitropolia Moldovei, care e cea mai mare instituție religioasă, exact în zilele când societatea căuta configurare cadavrul Anii Maria, mitropolitul scotea un comunicat în care îndemna pe cei care au părăsit mitropolia lui și s-au dus la altă mitropolie să-și dea seama și să vină înapoi. Și pe urmă, deci fiecare cu problemele sale. Fiecare cu problemele sale, dar nimeni cu problemele noastre alea comune. Da, și cred că eu, pe mine asta mă animează să particip la aceste acțiuni, pe locuri sunt și co-inițiator al lor, să vrem să ținem viu interesul societății, vrem ca să creăm toate condițiile încât să acționăm acum și să nu se mai repete, sau aceste situații să nu se mai repete. Pentru că, iarăși, mie mi se pare o barbarie. Deci, eu evident, toată lumea a epuizat cuvintele. Un asemenea caz e un fel de, dincolo de granițele limbajului obișnuit, n-ai cuvinte să-l exprimi. Da, urmărind datele prezentate de poliție, am rămas oripilat. Adică nici măcar, nici prin filme nu prea vezi așa ceva. Da, și poliția încă n-a comunicat tot, încă nu sunt rezultatele expertizii medico-legale. Noi am văzut fragmente. Asta e tot o chestie care trebuie discutat. După mine, cu riscul de a răni puțin familia acelei tinere, care
evident că n-ar vrea ca tânăra să rămână în memorii doar că a fost torturată, doar că a fost chinuită, corpul ei desfigurat, deci noi nu avem nevoie de fotografii de alea, dar se poate elabora o sinteză acelui raport legist, medico-legal și să societatea, noi ca societate trebuie să cunoaștem, pentru că e un act de barbarie și eu nu vreau să numere câte de astea, deja știm că au fost urme de focuri de țigară, serin și nu știu ce, deci nu ne mai șochează asta, dar vrem să cunoaștem, pentru că, pe de altă parte, aș vrea să cunoaștem mai mult despre acest rău absolut, ca să-l percepem, ca să avem sentimentul ăsta de greață și în momentul în care o să ridicăm voce la o femeie noi ca bărbați, să avem greața asta. Deci eu, într-un sens, vreau ca, și cred că asta e tot un fel de obligația a organelor de drept să comunice despre amplitudinea crimei, pentru că e ceva care pe de o parte neimaginat, pe de altă parte s-a întâmplat într-un cadru obișnuit. Sunt multe întrebări la poliție, din păcate, și la organele de drept. Din păcate, deja sunt câțiva pași pe care i-au călcat cu stângul. Nu știu cum o să meargă mai departe. Sperăm că, la sfârșit, vom avea un proces echitabil. Asta sper și eu. Vedeți că, asemenea cazuri, ele poate se întâmplă mai des, din păcate, și noi nu auzim de ele, dar sunt cazuri pe care le auzim și pe care le aud o țară întreagă. Trece o perioadă și parcă toată lumea a uitat. Și iarăși până la un nou caz. Până la un nou caz. Când zicem că n-a fost niciodată și iarăși din nou. Da. Până la următoarea recidivă a altcuiva. Pentru că mi-aduc aminte, tot în ancheta asta s-a pomenit despre cazul la Durlești. El s-a întâmplat acum vreo 12-14 ani, nu mai țin minte. S-a uitat între timp, acum s-a revenit. Și apoi, probabil, când o să fie următoarea tragedie, eu sper tare mult să nu fie, o să ne amintim de cazul tragic al acestei fete. Eu de-aia cred că, și de-aia mă pronunț cu un fel de mic indignare, dacă pot să zic așa, despre absența unor reacții publice hotărâte ale politicienilor. Pentru că ei și ele ar fi fost cele care ar fi amplificat această indignare, această stare de șoc, această dorință de a face odată pentru totdeauna, așa încât aceste cazuri să nu se întâmple. Ori noi am văzut că, într-un fel, agenda societății și agenda politică au mers în sensuri opuse. Chiar astăzi, la aceste audieri parlamentare, eu am văzut un cadru feieric cu șeful poliției, domnul Cernăuțanu, care zicea, dar ce a făcut societatea? Deci societatea n-a venit să caute cadavru sâmbătă trecută. Și eu stau și mă uit așa și zic, asta e serios, asta e atitudinea voastră? Pentru că mie mi se pare că acum, și de-aia eu particip la aceste acțiuni și o să încercăm să mai organizăm aceste acțiuni, noi avem un fel de mică confruntare între societate, care vrea ca atenția tuturor organelor statului să fie pe acest caz și în acest caz să iasă niște modificări la lege, niște modificări la structura instituțională, așa încât aceste cazuri să nu se repete, și avem politicienii care cumva încearcă în orice situație să-și impună agenda lor. Pentru că în paralel i-au de luptat cu nu știu ce partid acolo, cu nu știu ce acolo. Și deci îi vezi dedicând ore întregi unor subiecte care pentru societate sunt marginale, că nu interesează pe nimeni ce mai faci șor la Moscova sau nu știu ce. Oamenii acum, rețelele sociale, deci e o chestie care, într-un fel, prin modul în care s-a întâmplat, este simțită aproape de fiecare om, într-un fel sau altul. Deci eu nu vreau să spun, nu știu, dar probabil asta e cea mai discutată temă în ultimele 2 săptămâni peste tot, și pe internet, și în afara internetului, și la magazin. E ca să ajung și prin presă din România. Adică, da, societatea tremură, societatea e febrilă, așteaptă ceva să se întâmple, politicienii sunt în altă parte. Deci mie mi se pare normal și firesc, exact ca să nu mai ajungem la altă tragedie, că acum nici nu era, eu nu știu care sunt considerentele din care reiese ei, că nu-i mare pierdere de imagine sau ce sistem. Chiar și într-un caz că ăsta e sistem să poziționează greșit sau ce? Unde-i prim-ministru? Unde-i președintele Parlamentului? Deci e nevoie de
nu știu, sunt momentele astea simbolice, când cu adevărat autoritățile zic, uite, da, mai ales că societatea le transmite, uite, asta e grija noastră acum, ne interesează acest subiect și vrem să-l rezolvați odată pentru totdeauna, ca să fie niciodată, cum era un slogan în Italia, ni una de menă, nici una mai mult, să nu se mai întâmple cazuri de astea, să nu avem iarăși peste, nu știu câți ani, să zicem, pentru că, iarăși, am ascultat azi acele audieri, nu știu când o să apară emisiunea, dar astăzi, marți 30 aprilie, au fost niște audieri la Parlament și auzi instituțiile statului și deci rămâi cu impresia că, de fapt, aceste cazuri cel mai probabil se vor repeta. Asta cam e, din păcate, și impresia mea. Vă dați seama că asemenea întâmplări tragice trezesc oarecum un motiv de nesiguranță în societate pentru oameni, da? Mergi... Da, pentru că situația este o situație... Deci nu e vorba că cineva a dus niște helicoptere și a răpit un om într-un context... Da, nu e operațiune specială. Operațiune specială și zici, păi, pe mine n-o să mă vizeze pentru că eu sunt un om mic și n-o să mă răpească serviciile speciale, extraterestre sau nu știu ce. E o situație... Eu însumi, apropiații și apropiatele mele, surori, cumnați, prieteni, fiecare în viața lui a mers cu mașina de ocazie. Deci noi fiecare am fost în situația de asta. Stai pe marginea drumului și votezi, cum zicem noi. Și te ia, nu te ia, și nu știi cine te ia. Dar tu te gândești, îți trebuie eu să de la Telenești. Îți trebuie de la Telenești să vii la Chișinău. Deci eu cred că aspectul șocant și aspectul... Iar eu n-am cuvinte, de fapt, le-am tot epuizat. Șocant, aspectul tulburător și răvășitor al acestei situații este că e o situație în care fiecare dintre noi este, dacă nu zilnic, cel puțin destul de des. Dar cum ați văzut presa în toată această ecuație? Pentru că au fost posturi de televiziune care au mers acolo, au filmat zi de zi și titlurile, din punctul meu de vedere, au cam dezamăgit. Erau cu efect gen șocant, revoltător și așa mai departe. Hai să nu vorbim despre presa în general. Eu cred că presa a făcut ce știa mai bine, să scoată audiență. Scoată audiență din asta. Și a fost, de fapt, a fost acel moment când poate era cazul să scoată audiență, poate, pentru că a transmis, pentru că acum iarăși eu n-am cum verifica informația asta, pentru că nici nu vreau, evident, când nu vreau să tirajez bârfe sau, dar din surse demne de încredere, să zicem așa, am auzit că colegele ei de la Colegiul Pedagogic, profesorii de acolo, au scris și ele și îndemnau alte persoane pe care le știau să vorbească cât mai mult despre acest caz, pentru că ele se temeau că cazul va trece neobservat, că iarăși se va întâmpla cum s-a mai întâmplat, că se va uita, că poliția va închide ochii, că fata n-a fost găsită. Și într-un sens, cred că ce a fost și presa aici, partea asta de căutare de senzații, deja cum s-a făcut chestia asta, cu titlul se mai putea de lucrat, dar cred că presa a făcut bine că a descris, că a fost pe caz, că a captat și atenția societății pe caz, ceea ce e destul de dificil într-o perioadă în care puși vin sărbători. Dar vedeți că e important ca presa să rămână aproape și în următoarea perioadă. Da, asta e partea cea mai importantă. De multe cazuri, multe asemenea cazuri trec în neuitare pentru că interesul presei este de scurtă durată. Gen, s-a întâmplat astăzi, mâine se întâmplă altceva. O să mergem la ședințele judecate și cam atât. Sperăm să se întâmple ceva mai mult de data asta. Vedem, ar fi toate datele situației, arată că există un interes mai mare și că există și un fel de stare de sațietate a societății. Ne-am săturat să înghițim de asta și să auzim de fiecare dată și de fiecare dată. Vedeți că ceva timp în urmă, un primar al unei localități a lovit un... Da. Îmi pare foarte rău că vorbesc despre asemenea lucruri, chiar nu-mi doream, dar bine. Și parcă cazul stagnează. Iată, eu n-am urmărit acel caz, dar îmi dau seama. Deci, dar asta e întrebarea, sunt marele întrebări la sistemul nostru de justiție. Care se reformează. Care se tot reformează. Eu sunt mai vechi, leac. Și despre reforma justiției, cred că am auzit prima oară prin 2005-2006.
și curios că ea e ca și construcția socialismului în perioada sovietică și e un termen care se umple cu tot felul de conținuturi și dacă am face o genealogie a termenului și a conținuturilor lui, am vedea că fiecare și-a construit cam ce justiția a vrut și fiecare băga în acest termen divers sensuri care nu sunt neapărat complementare între ele. Eu cred că avem mari întrebări la sistemul de justiție despre acel caz cu primarul la Nisporeni, da? Nisporeni. Eu nu cunosc nimic, nu-l urmăresc. S-a discutat despre el și câteva zile, ți-ai minte că s-a discutat? Apăruseră probe video noi, da, totul era și clar. Cu el și cu frate sau și cu nu știu. Presa a fost și la părinții, da, copilului, mă rog, tragedie. Dar poate este greșit să ne așteptăm că presa... Deci, e vorba că într-un stat să nu cădem în cealaltă extremă. Deci, dreptul de a pedepsi e o singură instituție. Și presa monitorizează, presa face, scrie. Poate o să meargă și o să meargă la următoarele ședințe și o să scrie de acolo un reportaj. Dar asta e... Și atenția, opinia publică e tot acolo. Pentru că e tot acolo în sens că poate să fie pe loc, să se audieze, să urmărească cazul. Dar ea mai mult decât atât nu poate să face. Pentru că restul e un fel de lucru a instituțiilor. Gen, da, sunt camere video și nu știu ce, dar într-un caz de judecată, procurorul trebuie să adune probele. Judecătorul examinează probele. Și nu poate să ofere anumite detalii până la finalitarea încheierii. Da, și noi nu știm. Poate oamenii documentează. Poate nu? Poate nu. Noi nu avem de unde știm. Presa poate să scrie despre aceste cazuri, dar mai mult decât atât, noi trebuie să ne... Probabil, într-un stat normal, ar trebui și ca aceste instituții să-și facă treaba. Pentru că altfel tu nu poți face presa pe rol de justițiar. Să trimiți jurnaliști la fiecare caz de judecată. Judecători ar trebui bine, să... În anumite cazuri presa își asumă acest... Își arogă acest statut de justițiar, fugar, penal și așa mai departe. Chiar da, asta e ce... decizie finală, dar în fine, aici e altă treabă. Eu încă o dată, îmi pare rău că am discutat despre asemenea subiecte, dar cred că e important să discutăm, ca lumea sunt... Ele sunt partea realității noastre, nu cred că ar trebui să ne scuzăm. Ele trăim... Da, nu cred că ar trebui să ne scuzăm că discutăm și probleme sociale, care când nu discutăm încă o dată, deci culoare, nu știu ce, ochii cuiva sau altcuiva. Haideți să ne oprim la un lucru care vă va consacra practic, pentru că așa v-am cunoscut. Eu vă cunosc foarte puțin, încă o dată vă zic, dar sociologia. Ce este ea și de ce avem noi nevoie de ea? Am trecut așa brusc pentru ca să nu... Bun. Nici nu știu de unde să încep. Sociologia e o chestie extrem de complex. În memoria sau în imaginarul majorității oamenilor e o disciplină care se ocupă cu sondaje. Ceea ce, mă rog, e o parte extrem de marginală din sociologie. Chiar există sociologi care zic că sondajele nu sunt sociologie. Deci, sociologia e o știință care își propune să studieze societatea, anumică societate. Deci, nu indivizii pe fiecare în parte, dar societate. Ce rezultă din faptul nostru de a fi împreună? Instituțiile sociale pe care le creăm, procesele prin care din persoane individuale ne-am născut, devenim membri a societății. Deci, asta, la modul ăsta, foarte generic. E o știință apărută într-un context așa mai specific în secolul XIX, între timp a mai evoluat, este una dintre multele științe sociale, multele încercări de a înțelege societatea. E o știință pe locuri ambițioasă, pe locuri modestă, în funcție de pretențiile disciplinii. Eu sunt, cred că, din școala mai modestă. Eu nu cred că sunt... O știință poate înțelege complet societatea și mă mulțumesc cu asta. Și sunt un sociolog care își păstrează, îmi zic sociolog, dar de fapt sunt multe lucruri și îmi păstrează tare multe orizonturi deschise. Citesc și beletristic foarte mult, citesc și mult antropologie, citesc și economie, științe politice, deci pentru mine astea sunt convenții, că sociologia, că nu e care graniță așa, din beton și gata, n-ai dreptul să te uiți la ceilalți. Încercăm să înțelegem societatea. Nu cred că sociologii au vreo rețetă magică de a înțelege societatea. Observă, scriu. Nu știu ce părere aveți despre bani, dar noi avem o părere bună, așa că o să luăm câteva clipi de publicitate cu acordul dumneavoastră sau fără. Așa că publicitate, revenim în câteva clipe. Muzica.
Noi am revenit aici la podcastul nostru Dialoguri. Alături de mine este Vitalie Sprânceană, sociolog, și am înțeles că mai are și alte ocupații pe lângă asta, ceea ce e foarte bine. Acum, Vitalie, o să te întreb o întrebare practic simplă, dar poate fi și complicat. La ce suntem noi buni, moldovenii? Noi știm să supraviețuim. Asta e bine? Asta e o realitate. Bun, eu nu prea cred în istoriile alea cu moldovenii sunt așa, gen trăsăturile alea naționale. Că moldovenii sunt așa, dar rușii sunt așa, dar evrei sunt așa, dar polonezii, dar nu știu cine. Eu cred că suntem, nu suntem nici fruncea, cum se zice, dar nici coada. Adică trăim într-o societate globală și nu sunt mari diferențe între, adică pădure fără uscături? Nu, noi trăim într-o societate globală. Eu nu cred că noi, ca societate, înțelegem acest lucru. Nu cred că cumva am actualizat softurile ca să ne acomodăm cu acest lucru și mai ales ca să ne căutăm un loc în această societate globală. Cred că e o realitate care a venit peste noi, ca și peste multe alte țări, lumi, etc. Pentru că, mă rog, globalizarea... Există o dezbatere întreagă cu privire la globalizare. Când se întâmplă ea? Unii zic că, de fapt, lumea era mai globalizată înainte de primul război mondial. Dacă te gândești că lumea era împărțită în câteva mari țări și coloniile lor, era mai globalizată în sensul că circuitul schimburile de mărfuri între regiuni era mult mai intens decât acum. Dar dacă acceptăm globalizare ca, mă rog, chestia asta cauzată și de evoluțiile în tehnologie și economia asta globală, eu cred că ea a venit într-un sens peste noi, în sensul în care noi am ieșit dintr-un sistem care relativ... Tot e complicat și cu sistemul ăla socialist. Eu cred că el încerca să construiască o formă diferită de globalizare. Era o altă variantă de globalizare, pe care el o prezenta ca fiind mai justă, mai echitabilă, bazată pe alte principii. Și noi, după 1991, după prăbușirea acelui sistem, ne-am integrat într-un sistem, sistemul ăla capitalist global. Cu niște... Dar noi ne-am integrat? Sau... Noi suntem integrați. Pot două ore să vorbesc despre asta, despre cum a fost marele meu șoc când am mers în 2004 la Tiraspol. Am mers cu, nu știu cu ce ocazie, dar știu că am mers la Tiraspol și am intrat într-o gheretă, un chioșc ca al nostru. Și intram, mă uit la tarabă și acolo tot ce găseai și la Chișinău, Coca-Cola, Snickers și nu știu ce. Deci îți dai seama că regiunea aia din perspectiva mărfurilor integrată în economia globală, la fel ca și Moldova, care are sistemă și stat recunoscut și nu știu ce. Deci suntem integrați, avem zone economice libere în care vin investitori globali de tot felul, vin companii din toată lumea și fac diverse chestii, muncim, facem comerț cu toții, deci suntem conectați. Întrebarea e dacă suntem conectați într-un fel în care ne-ar fi și nou avantajos, și asta e altă discuție. Dacă știm noi să gândim că suntem parte unei lumi globale și încercăm să ne găsim un loc care să ne avantajeze, care să ne fie și nouă, să ne rezolve, nu știu, niște viziuni, niște proiecte pe termen lung. Ceea ce eu nu prea văd aici. Eu ascultam o emisiune radio într-un timp în România și mulți cetățeni de acolo spuneau că românii, și eu mă gândeam că și moldovenii poate, nu știu, sper să mă contraziceți, sunt buni la a-și plânge de milă. Nu... Nu cred. Eu nu știu ce înseamnă a ne plânge de milă. Că mereu ne este rău și că nu vedem partea. Dar ne-a fost bine? Dar ne-e bine? Că eu nu cred că e bine. Adică așa. Dacă mă uit la clasamentele care zic nivelul de viață, noi suntem bine numai la capitolul prețuri, că avem prețuri mai înalt, ca la Paris, la multe lucruri, de exemplu, dar în rest. Eu nu cred că ne plângem de milă. Eu n-aș fi atât de... Nu că n-aș fi atât de aspru. Vreau să fiu blând și înțelegător cu o societate care preț de 35 de ani cumva a trecut dintr-un fel de postmodernism într-un fel de ev mediu înapoi. Deci e o societate care a suferit niște șocuri
care eu nu vreau acum iarăși să fac comparații imorale, să zicem că transformările care, prin care am trecut noi au fost mai radicale decât alte generații, pentru că nu prea știm și ne place să credem că lumea s-a început cu noi și se termină cu noi și ce trăim noi e cel mai important, ce au trăit ceilalți nu e atât de important. Dar gândiți-vă, iarăși, eu citesc presa, pentru lucrez la un proiect personal, o carte, citesc presa a sfârșitul anilor 80, în care tocmai se discută în Chișinău că vor face o uzină de calculatoare la Ciocana, că vom face piese nu știu de care, că vom trimite oameni în cosmos, nu știu câte anul, 2000, ceva de genul ăsta. Și deja când treci la presa din 91-92 și tu vezi oamenii efectiv se plâng, zici, oamenii zic, uite, bursa noastră e mai mică decât minimum de existență, studenții și studentele. Pensionarii nu primesc pensia cu lunile, deci eu nu cred că noi ne plângem de milă. Sau când avem, poate ne plângem de milă, dar avem și motive temeinice. Deci eu din câte, ca să dau un exemplu așa, nu sunt economist, dar știu că, de exemplu, pe partea de produs intern brut pe cap de locuitor, noi abia în 2019-2020, și nu sunt sigur dacă asta nu e o șmecherie statistică, noi am atins nivelul anului 1991. Deci noi 30 de ani am tot căzut, am ridicat ca să atingem nivelul care era în 1991. Deci noi încă nu am discutat, pentru că aici e un moment foarte șmecher așa, că noi nu am discutat ce a însemnat pentru noi această tranziție. Pentru că, de ce zic că n-am discutat? Pentru că noi credem că încă ea nu s-a încheiat. Dar ea a fost și este un proces extrem de dureros. Faptul că Moldova, acum zilele astea aveam, mi-a povestit cineva un caz foarte hazliu, o prietenă face o cercetare și îmi zicea că a venit cineva din afară, nu o să dau nici naționalitatea, nici numele, dar a venit cineva din afară, s-a plimbat pe la Chișinău, pe la Bălți, pe la Comrat și zice, eu am tot citit că Moldova e săracă. Unde e sărăcia aia moldovenilor? A fost omul în centru Chișinău, în centru Bălți și nu a găsit sărăcie. Iată paradox, că mulți dintre ei zic că Moldova nu mai trăiește chiar atât de rău. Da, dar în primul rând că nu știu ce se bazează ei. Dar dacă, de exemplu, zicem că Moldova nu arată chiar ca Africa, ca Yemenul și ca nu știu ce, prețul, noi îl știm. Avem 1 milion și ceva de oameni plecați în afară. Sunt acei oameni care fac munci, majoritatea din ei necalificate. Deci fac munci necalificate, stau 30 de ani în afară, trimit bani și copiilor, părinților, aici trăiesc din acei bani. Deci asta e prețul. Că nu și-a făcut nimeni bogățiile astea stând, sau casele astea noi care par așa, sau automobilele astea, stând aici. Deci asta e prețul pe care l-am plătit și pentru mine însemna sărăcie, pentru că chiar dacă nu-i vizibil așa, e prețul uman pe care l-am plătit. Când avem ingineri care proiectau piese pentru nave cosmice și acum, de exemplu, pun teracotă sau faianță undeva, eu cred că doar formulând așa ne dăm seama că am plătit un preț enorm. Sărăcia noastră e și acolo. Nu e neapărat sărăcia e vizibilă, dar dacă nu mai zic că dacă ieșim din circuitul ăsta, gen, dacă ieși de pe traseele naționale, de pe Chișinău, Bălți și între așa 10 km într-o parte și 10 în altă parte, vezi destul de multe chestii care sunt strașnice. De la case părăsite, la copii care sculcă flămânzi. Despre asta voiam și să vă întreb, exodul de populație, pentru că multă lume zice că pleacă din cauza veniturilor slabe, pleacă din cauza nivelului de trai, dar alții spun că pleacă din cauza mediului de aici, oamenilor. Asta este tot o măsură interesantă și dureroasă, un eșec pe care îl avem noi, că țara asta nu oferă nici pentru oamenii care vor veni. Deci oamenii care stau foarte bine, da? Au da, casă, au masă. Pleacă toți, pleacă și cei care stau bine și cei care stau. Da. Au tot ce le trebuie și pleacă. Pleacă pentru că nu văd perspective de carieră, nu se simt. Eu, din păcate, cunosc mai mulți dintre cei care nu au expertiză. Deci ar fi incorrect să vorbesc despre oamenii care. Cunosc destui de mulți, dar n-am stat de vorbă cu ei așa în detaliu, dar majoritatea cazurilor care s-au întâmplat să mai vorbim de ce pleacă, a fost că vor un viitor mai bun pentru copiii lor, vor simt că nu mai au unde crește în Moldova, simt că Moldova nu le poate oferi și sunt chestii banale, gen Moldova nu-i oferă omului un fel de satisfacție culturală. Din ce omul simte că da, el poate face niște bani, dar în afară de bani cam nimic. Și pleacă și de ăștia. Majoritatea, evident, pleacă din cei care elementar vor să aibă o casă.
că noi avem, am fost la o, la o, la o prezentare, conferința anul trecut, despre tineri și lumea se lamenta că există multe femei care sunt tinere și care nu lucrează și de ce nu lucrează? Păi elementar ce nu lucrează, pentru că ele cresc copii și soții lor sunt afară, fac bani și ele nu lucrează, nu că nu vor să lucreze. Pentru că trebuie să ai grijă de pentru că ele fac munca asta, da. Fac munca de îngrijire a copiilor, a părinților, casa, deci e... Din păcate, e un moment în care trebuie să facem niște alegeri cruciale. Eu zic că nu e atât de neauș și nu e atât de ciudat și nu e atât de năzbătios să ne gândim că ar trebui să deschidem Moldova ca o casă în care să intre și să vină și alți oameni. Se discută deja. Eu sper, eu vorbesc despre asta de vreo 10 ani cel puțin. Elementar, avem atâtea pământuri libere care pot oamenii să vină să facă agricultură, cei care vor, pentru că ai noștri pleacă. Și acum, opusul întrebării precedente pe care v-am adresat-o, de ce să ne întoarcem acasă dacă plecăm? Pentru că sunt care se mai întorc și acasă. Eu m-am întors. Eu personal m-am întors. Și mai simt uneori așa un fel de reproș în ochii celor care le povestesc istoria asta, că eu m-am întors. Iarăși, eu m-am întors, dacă eu nu pot vorbi despre alții, m-am întors nu neapărat de un fel de dor de țară de ala, dar m-am întors pentru că aici mă simt mai confortabil și m-am gândit că aici pot face mai mult. Eu probabil sunt puțin orgolios și am vrut să fac lucruri care să se vadă, să se simtă, să simt că eu spun, că eu fac și cred că am înțeles destul de rapid că am trăit în câteva societăți străine, am trăit în Bulgaria o vreme, am trăit în Statele Unite, am dat seama că acolo oricum aș fi fost un fel de chestie așa, un fel de străin și asta mi-aș fost mult mai greu. Să mă văd, să simt că fac ceva. Și m-am întors în Moldova. În Moldova m-am întors din Statele Unite și Statele Unite e o societate tare interesantă. Pe de o parte, eu încurajez toată lumea să meargă, să aibă o mică experiență de a trăi în lumea aia cosmopolită în care ai aici New York-ul, care e New York și în altă parte ai, de exemplu, zona aia rurală care arată parcă sunt lumi diferite, parcă nu sunt în aceeași țară. În unul dintre ele, din aceste lumi, distanțele sunt mai mari decât între țări, gen decât între Statele Unite și, nu știu, Nicaragua sau ceva de genul ăsta. Și m-am întors pentru că, deși eu sunt cosmopolit, dar am simțit că în societatea aia mare, contribuția mea o să fie foarte micuț. Și am zis că eu vin mai bine în Moldova, plus că îmi place și Europa. Moldova e mică, dar face parte dintr-o zonă pentru mine tare interesantă. În America iei avionul și mergi 4 ore și tu ești în același stat. În Europa, în 2 ore, ești într-o altă lume. Și cred că... Dar asta e decizia mea personală. Eu nu m-am întors de acolo de unde m-am plecat. Eu când am plecat, înainte de a pleca în Statele Unite, predam la universitate, nu pot să mă plâng că eram, deci nu eram cel mai, deci mi-era greu să duc, pentru că profi la universitate nu tare câștigă, așa nu eram. Dar când m-am întors, din Statele Unite am luat o experiență grozavă de viață, cea de a trăi în medii multiculturale. Și acum eu sunt Moldova, dar nu sunt Moldova. În sensul că am călătorii regulate în afară. Mediul meu de referință, conversațiile cele mai importante pe care le duc, mi se pare că sunt afară. Vorbim cu tot felul de comunități, de activiști sociologi, scriem cărți, publicăm reviste. Deci Moldova e o zonă în care nu e că am venit și stau în Moldova și nu ies nicăieri. Eu ies destul de des și cred că asta pentru mine mi se pare extrem de important. Vedeți că cei care au rămas acum în Republica Moldova, mulți dintre ei, iată, chiar inclusiv mama mea, nu au părăsit niciodată teritoriul Republicii Moldova. Da. Pentru că nu au avut oportunitatea, nu pentru că nu și-ar fi dorit. Și probabil din obișnuință s-au gândit că nici mai are rost să mai merg. Chiar dacă poate la un moment dat apare oportunitatea asta, dar nu mai este dorința aia de... Mie mi-e foarte greu, cum să zic, atunci când îmi descriu viața, și cred că fiecare când face exercițiul ăsta, noi când ne descriem viețile, cum zicem, ne scriem autobiografiile, eu destul de vreme mi-am dat seama că sunt produs atât al eforturilor personale cât și a unor circumstanțe.
și conjuncturi, fie conjuncturi favorabile. Și eu am recunosc că au fost destul de multe conjuncturi nefavorabile, dar au fost și multe situații care m-au avantajat. Inclusiv când m-am născut, cum am născut, la vârsta mea, de exemplu, părinții mei tocmai sprăbușeau Uniunea Sovietică și aveau 5 copii de crescut. În condițiile în care maică-mea lucra vânzătoare la magazin o vreme și pe urmă a fost colhoznic obișnuit, taică-mea tot colhoznic. Și trebuia, mie nu vreau să fac agricultură, noi și vacă am avut și tot felul, deci am fost țărani obișnuiți. Dar eu am avut iarăși, am avut norocul ca la începutul anului 90, când eu mergeam la școală, școlile erau încă intacte și toți profesorii erau grămadă. Și iarăși, eu am avut norocul să învăț limbi străine, să am o educație bună, datorită faptului că era o școală. Părinții mei nu au avut aceste posibilități. Adică eu au avut posibilitatea să-și fac școală bună, să-și fac niște planuri de viață, pe urmă s-a stricat tot sistemul. Și cred că, acum, legat de ce zici, de părinții, eu am un mare regret. Că nu mi-am luat încă părinții să-i duc la mare. Așa, să iau și să-i duc să-ți călătorească în lume. Asta e o chestie pe care, pentru că e tot, exact, și părinții mei, ca și părinții tăi, ar fi vrut, dar nu se putea. Iată, despre... Și nici nu prea văd, de ce vreau eu să fac chestia asta, pentru că, ca să zic așa, părinții mei cumva au fost atât de marcați de sărăcie și de neajunsuri, încât nu văd asta ca o chestie care s-ar merita. Încă, da, încă să dai bani, să călătorești, să vezi ceva, nu. Pentru ce mie? Uitat. Mai bine dau acasă să fac ceva. Da. Asta. Despre școală, că am vorbit și despre școală. În ziua de astăzi, școala este o instituție indispensabilă pentru cetățean? Cred că da. Doar că școala, așa se întâmplă că fiecare are o părere despre ea și am și eu una. Eu cred că noi de la școală cerem prea mult și prea puține deopotrivă. Că zic cerem prea multe, noi cerem ca școala cumva să ne dea și asta, și asta, și asta, și asta, așa încât să învățăm la școală și după aia să trăim toată viața cu ce am învățat în școală și să ne descurcăm și să meargă viața strună. Ceea ce cred că a fost întotdeauna imposibil. Și acum e la fel de imposibil. Dacă acceptăm că societatea asta noastră e într-o schimbare atât de dinamică, e greu să te gândești că ce ai învățat la școală cu 40 de ani în urmă să fii de folos și acum. Și în sensul ăsta eu cred că cerem prea multe de la școală. Școala nu trebuie să te pregătească, vine să pedepsească, dar nu asta am vrut să spun. Școala nu trebuie să te pregătească pentru orice situație ale vieții. După mine, școala trebuie să-ți dea câteva mari modele și un set minim de cunoștințe pe care tu pe urmă îl dezvolți. Pentru că școala e și ea o chestie care a apărut într-o școală asta care vorbim noi acum. Noi avem în vedere școala de masă. Pentru că de-a lungul istoriei au fost și altfel de școli. Gen, fiecare pictor în Evul Mediu avea atelierul lui în care veneau ucenici și nu știu ce. Fiecare atelier meșteșugăresc, veneau copiii, stăteau acolo cu 10 de ani să învețe o meserie. Noi cu școală în 10 ani cât trecem noi, sau 12 acum, 12 ani cât trecem, noi nu, nici chiar tot nu putem să ne așteptăm ca omul să obțină toate cunoștințele din lume, așa încât pe urmă să meargă în viață, să fie adaptat la orice situație. Și asta când zic cerem prea mult. În același timp, cred că cerem prea puțin. De exemplu, sunt mari lipsuri sau mari chestii care noi nu le învățăm în școală. De exemplu, simplu fapt de a trăi împreună. Elementar, gen, cum să interacționăm altfel decât noi concurăm pentru noci? Cum să lucrăm în grup? Cum să interacționăm, să creăm grupuri, cum să fim buni cetățeni. Deci asta e mai puțin și asta mi se pare mai... La educație financiară, spre exemplu? Eu sunt mai critic față de ea, pentru că educația financiară s-o predai unor copii care, pentru care totul e teoretic, nu fac bani și nu știu ce, într-o țară săracă, mi se pare așa un fel de lux. Dar na, asta e tot o parte din gen, hai să o avem și pe asta, ca abilitate generală. Și în sensul ăsta eu cred că noi trebuie să gândim, să regândim constant care e rolul școlii, să ne întrebăm ce vrem noi de la această instituție. Eu cred că școala ar trebui să fie așa, ceva de genul, să ofere niște abilități de bază, să ne orientăm gen în știință, niște abilități de cetățean și să ne obișnuiască să gândim și să învățăm. Iar în rest, învățarea nu e doar în școală, pentru că oamenii când... Să ne învețe să învățăm. Să ne învețe să învățăm, pentru că oamenii zic, eu am fost în școală și în școală n-am învățat, sau am învățat sinus și cosinus și nu mi-a trebuit în viață.
Bine, ți nu ți-o trebuie în viață sinus și cosinus, dar ți-o trebuie geometria aia. Deci nu-i că nu ți-o trebuie sinusul și cosinusul, dar cred că școala ar trebui să ne învețe că învățarea este un proces constant. Că există matematică dincolo de manual de geometrie, există fizică dincolo de manual astea și că, de fapt, toată viața este o învățare. Pentru noi, pentru mine, e o mare tristețe când oamenii povestesc așa cu mândrie, ultima carte am citit-o în școală, ultima oară, când nu știu ce. Că nu mă mai interesează. Când nu mă mai interesează. Nu. Pentru mine învățarea e o chestie care se întâmplă toată viața. Și învățarea nu neapărat se întâmplă din cărți, gen agricultura, ceva, poți să înveți nu doar din cărți, poți să înveți practicând-o. Deci trebuie să păstrăm chestia asta cu o deschidere permanentă către învățare. Din păcate, din câte înțeleg eu și din experiența mea personală, școala nu tare predispune către învățare. Învățare în sensul unei deschideri. Așa se întâmplă că sistemul educațional funcționează destul de aiurea, el tinde să se reproducă, el tinde să substituie acumularea de cunoștință cu acumularea de note, etc., etc. Noi știm hibele și le știm și, din păcate, partea tristă că e 30 ceva de ani sau eu de când mă țin minte adult, așa, vreo 20 de ani, noi știm care sunt problemele, dar nu prea facem nimic ca să rezolvăm în vreun fel. Educația de acasă și înjuratul în public. La noi sunt două teme care se... Bine, mai ales educația de acasă, toți oamenii zic că cei 7 ani de acasă sunt cei mai importanți. Sunt ei cei mai importanți? Eu nu știu dacă sunt cei mai importanți, dar eu cred că în proverbul ăsta eu citesc în felul următor, că familia tot are o responsabilitate în privința educației copiilor, pentru că nu putem să zicem, școala îl educ și școala e responsabilă. E o simbioză. Copiii învață și chestii și acasă și învață și la școală și e foarte bine când lucrurile astea funcționează în armonie. Deci, pentru mine, nu știu dacă sunt cei mai importanți. Eu am mers la școală de 6 ani, deci n-am stat nici măcar 7 ani și în ceilalți 6, ca și cum am stat acasă, eu n-am stat acasă, am mers la grădiniță. Deci, anii mei de acasă, nu știu unde sunt. Dar, evident, familia mea, deci eu țin foarte mult la lucrurile pe care le-am învățat în familia mea. În același timp, sunt și destul de critic față de multe lucruri pe care le-am văzut în familie. Și tot 7 ani de acasă, dar în 7 ani am văzut și, nu neapărat în familia imediată, dar fix în cei 7 ani. 7 ani de acasă se câștigă și toată tot restul vieții. Toată viața. Eu nu cred că există o limită, gen 7 ani de acasă, ciclu școlar, noi ca și cum așteptăm să se termine învățătura. Gen, hai, e ca aici am făcut ceremonia de absolvire a școlii, am aruncat cărțile și nu mai învăț nimic, sau 7 ani și nu știu ce și gata, trebuia atunci. Nu, toată viața e proces de învățare. Haideți aici mai pe scurt, pentru că chiar mă interesează. Ateismul. Este o cale, o alegere sau o desfrânare? Pentru mine e o alegere, dar e și... Mi se pare opțiunea cea mai rezonabilă. De ce? Dacă mă angajez într-un mod critic cu lumea, eu nu văd altă opțiune. Gen, dacă și iau lumea în serios. Adică, dacă chiar mă apuc să... Acum nu vreau să fiu peiorativ și nu vreau să fiu rău, desconsiderator cu oamenii care cred. Este alegerea lor. Adică nu sunteți ateu militant. Eu nici nu știu ce înseamnă asta. Gen, ateu de ăla care merge și să spune că tu ești nătâng, că crezi și dă să aruncăm icoanele, nu. Eu cred că viața mea este altfel plină de sens. Dacă mă gândesc că, de exemplu, 60% dintre atomii care compun corpul meu au fost creați în primele clipe ale celei ce se zice Big Bang, mare explozie, și dacă eu mă gândesc că am o conexiune corporală direct cu ceva ce s-a întâmplat câteva miliarde de ani în urmă, asta e o experiență spirituală grozavă, care pentru mine e și religioasă. Acum, codurile morale sunt diferite. Unii și le iau din religii, pentru mine mi-e suficient a face bine, a face rău, nu neapărat trebuie să mă păzească cineva cu bățul de sus și îmi spună că o să ard, nu știu cum, eu o să mor și o să mă descompun, dar cumva corpul ăla care se trezește, o să ajungă, nu știu, și o să stai într-un șaun cu smoală. Asta tot mi se pare. Deci, în sensul ăsta, eu am devenit agnostic, cred că mai degrabă. Am fost ateist și am migrat spre un fel de agnosticism. Oricum, mai mare parte a piciorului stă în parte de ateism, dar e și o mare parte în agnosticism în sensul în care nu am dovezi. Deci, eu dacă iau lumea în serios și caut, uite, unde e divinitatea, eu nu o găsesc. Și atunci, ce să fac? Să zic, să pretind, să închid ochii și să zic da, nu știu ce. Și mi se pare acest argument că
ceea ce nu înțelegem atribuim lui Dumnezeu, mi se pare tot slab, pentru că în cazul ăsta, așa zis Dumnezeu, ar fi o entitate care devine tot mai mic și tot mai mic, pentru că noi tot mai aflăm. Oamenii credeau că, să zicem, că și ploaia vine de la Dumnezeu. Noi știm astăzi cum se formează ploaia. Asta înseamnă că Dumnezeu la ce a devenit mai mic de el, așa. De-aia eu prefer această alegere, sunt extrem de împăcat cu ea, n-am nicio problemă, mă consider un om moral, n-am făcut nimic, sper că n-am făcut nimic reprobabil așa și cred că e bine așa, dar nu încerc să conving pe nimeni, deci nu fac crucea de să merg să conving oamenii că, uite, ateismul este unica alegere. Eu tare m-aș bucura dacă noi am avea o societate în care am avea cu toții libertatea și dreptul de a interoga lumea și de a zice, eu cred că e religie, eu cred că e ateism, eu cred că este, eu cred că nu este, eu cred că e o forță, eu cred că sunt 20 de forțe, eu e entitate, 20 de entități, dar în care, în acea societate, după ce facem astea, nimeni să nu aibă dreptul să-i spună altcuiva, știi, eu am dreptate, sunt 20 și vreau tu să crezi asta și am să vin și am să-ți dau la bot, sorry pentru limbajul ăsta oleacă violent, dar o să vin și o să te conving și o să te impun cu forța să crezi, că, să accepți că sunt 20. Vital, eu îți mulțumesc că într-un timp foarte scurt am reușit să abordăm câteva subiecte, din păcate cam puține din punctul meu de vedere, dar îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea. Mersi pentru invitație, sper că n-am plictisit spectatorii și spectatoarele, ascultătorii și ascultătoarele. Pe această notă pozitivă, eu vă spun la revedere și ne vedem și ne auzim cu bine data viitoare. Pe curând!